Concurse de la momentul final, cultural final al acestei seri, și anume la prezentarea filmului pe care îl vom viziona în această seară. E vorba de Tratat de Mântuirea Sufletului. Toți cei care au fost prezenți până acum și inclusiv artiștii sunt invitați să rămână dacă le face plăcere, de asemenea părinții și ceilalți. Așa, după cum v-am anunțat la început, medalionul nostru de film istoric, creștin și patriotic are două părți, o trilogie de film românesc, istoric românesc, semnat de maestrul Nicolae Mărginanu, și încă trei filme din țările ortodoxe ale estului european. Am văzut ieri Andrei Rubliov de Andrei Tarkovski, alaltă ieri Căința de Tenghiza Buladze, și mâine o să vedem un film care evocă personalitatea Sfântului Ignaz Alexander Nevski. Vă voi mai vorbi câteva cuvinte despre regizorul Nicolae Mărginanu. Vedeți, cei mai mulți dintre dumneavoastră ați fost la filmul de ieri și v-ați dat seama cât de greu este să faci un film istoric și cât de greu este să ajungi, pornind de la filele istoriei mai vechi sau mai noi, dar oricum al unor timpuri trecute pe care le cunoaștem din dicționar sau din cărți, din tratate, să ajungi la emoție, să ajungi la sufletul spectatorului. Tu, ca regizor, ca scenarist, ca scriitor, ca actor, să ai puterea să retrăiești acele timpuri cu aceeași intensitate și cu aceeași autenticitate cu care îți trăiești prezentul. Pentru asta trebuie să te contopești oarecum cu acele episoade istorice, să simți că le trăiești cu adevărat și să fii foarte creativ. Doar atunci poți ajunge cu adevărat la sufletul spectatorului. Foarte puțini din regizorii noștri, din puținii noștri regizori care fac film istoric, au această capacitate. Unii rămân la nivelul acțiunii de capă și spadă, alții rămân la nivelul costumelor și decorurilor, care sunt fastuoase, dar personajele nu joacă. Alții rămân la intrigii incomplete și personaje secundare uitate prin scenariu pe parcurs, cu care nu se mai întâmplă nimic. Și ne e rușine, dar asta e adevărul tipic, din păcate, pentru o mare parte din filmul istoric românesc. Nu același lucru se întâmplă cu maestrul Nicolae Mărginanu, care parcă progresează de la un film istoric la altul, capătă maturitate, capătă o dezinvoltură de a trăi în timpul istoriei secolului 20, cel care îl preocupă cel mai mult, și anume al istoriei interzise, mă refer la momentele Golgotei intelectualității românești, mă refer la reminiscențele acestei Golgote sau ecourile acestei Golgote în contemporaneitatea post-decembristă, pentru că s-a tot scandat, comunismul nu a murit sau securitatea nu a murit, mă refer la securitatea care sistem represiv ca poliție politică și așa mai departe. Toate aceste lucruri le preocupă foarte personal și foarte intim pe Nicolae Mărginanu, astfel că de la filme ca Undeva în Est, un burger de hum și, mă rog, Întoarcerea din iad, mă refer la filmele istorice de dinainte de 89, opera lui construiește o ascendentă viguroasă către filmele post-decembriste, iar tema aceasta a recuperării României opresate de sistemul comunist a debutat în forță cu Binecuvântată fi închisoare, cum v-am mai spus, cu mai multe documentare închinate părintelui Arsenie Boca, închinate fenomenului Pitești, al închisorilor, al gulagului românesc.
În seara aceasta vom vedea un filmul Fast Tratat de Mântuire a Sufletului, care este o dramă petrecută în contemporaneitate, deci de actualitate, însă cu un fir epic care se duce până în perioada obsedantului deceniu, deci coboară în jur de 7 decenii de acum în jos, deci către trecutul României, acoperind atât tema aceasta a urmăririi intelectualității de către securitate, cât și încă o temă foarte delicată, și anume tema colaboraționismului Bisericii Ortodoxe cu organele securității. O temă spinoasă, o temă de care pe care nu știm cum să o abordăm și în biserică și în afara ei. Presa de obicei este foarte agresivă, biserica uneori a răspuns într-un fel, alteori în alt fel, oricum este o problemă delicată. Nicolae Margineanu împreună cu scenaristul Bogdan Adrian Toma, cu care va colabora și la filmul următor, și anume Cardinalul, reușește să construiască o poveste în care simțim recuperarea adevărului, o poveste care parcă vrea să facă dreptate unei biserici acuzate de multe ori pe nedrept, de multe ori abuziv, fără a lua în considerare toate cazurile istorice care au existat, pentru că există cazuri diferite. Filmul de față ne prezintă povestea a doi inspectori la CNSAS, deci Consiliul respectiv de studiere a arhivelor securității, care se află pe urma unui preot presupus colaborator cu organele securității înainte de 89 și a cazului unui student care s-a sinucis presupunându-se din cauza unei anumite relații morale dificile cu preotul respectiv. Filmul debutează cu o premiză polițistă, inițial aproape tipic hollywoodiană, doi colegi ca de poliție, deci de la acest CNSAS, unul este entuziasmat de activitatea sa, celălalt este blazat. Bine, eu personal nu prea am văzut polițiști entuziaști care să nu doarmă în noapte din cauza dosarelor decât în filmele americane, dar e posibil să existe și la noi, oricum filmul convinge și relația dintre cei doi este de fapt un pretext pentru a coborî firul narrativ mai jos, de-a lungul acestei intrigi polițiste, unde se pune întrebarea: a fost colaborator sau a fost victimă, a făcut compromisuri sau nu a făcut compromisuri. Preotul respectiv nu este ușor de găsit, între timp e vorba de un călugăr, s-a călugărit, locuiește undeva retrat, în munți, sihăstrește, este o sihăstrie autentică, este o mască sub care se ascunde un vinovat. Toate aceste lucruri sunt foarte cu multă abilitate construite, cu o abilitate de tip polițist, nespecifică operei lui Nicolae Margineanu, dar aici ea funcționează foarte bine. Dar premisă în spatele căreia se desfășoară și un plan psihologic, dar și unul de meditație metafizic, de metafizic creștină. Și toată această combinație ne apropie de, hai să zicem, poetica romanelor lui Cornel Constantin Ciomâzgă, dacă ați auzit de el, este un mare romancier creștin. Autorul romanului Lucrarea și Se întorc morții acasă, care de asemenea, l-am comparat cu un fel de Umberto Eco român, bine, nu de aceeași anvergură cantitativă, dar de aceeași complexitate. Deci un romancier care reușește să îmbine spiritul polițist cu spiritul anchetei de tip social, istoric, politic și cu planul metafizic,
în care oameni există pocăință, există speranță de mântuire, există rugăciune, există minune, deci există intervenția lui Dumnezeu, dar toate lucrurile acestea se petrec într-un univers foarte bine legat din punct de vedere al artistic, deci al compoziției narrative. Ceea ce se poate spune și în cazul acestui film pe care eu l-am apreciat mult, Fals tratat de mântuire a sufletului. În final, adică spre final, ajungem într-un mediu din acesta monahal de recluziune deosebită, deci chiar într-o sihăstrie, avem o relație iarăși destul de misterioasă dintre mănăstirea pe lângă care s-a sihăstrește părintele și locul efectiv al sihăstriei. Este un moment extraordinar al descinderii polițistului în acest loc, care este polițist care e convins că gata, e cu sacul în care va învăța dușmanul cel gras, apropo de dușmanul cetății sau dușmanul personal, că uite, își va înhăța victima, însă lucrurile se petrec cu totul altfel, acum chiar că nu vă voi divulga în întregime deznodământul, pentru că se schimbă relația dintre presupusa victimă și presupusul agresor, se întâmplă într-adevăr niște schimbări lăuntrice ale personajelor, astfel încât deodată lumina lui Dumnezeu începe să răzbată prin conștiințele și ale anchetatorilor și să răzbată și din conștiința presupusei victime, veți vedea, este o dramă de psihologică care se dezvoltă treptat, deci de la premisa polițistă un pic șablonardă și care nu știm încotro să ne ducă, ne adâncim tot mai mult în meditație religioasă, meditație politică, dramă psihologică, relația dintre religie și politic, nu doar la modul sociologic, ci și la modul existențial din perspectiva mântuirii noastre. Vă urez vizionare plăcută, să urmăriți cu atenție acest film care merită mult mai multă audiență din partea publicului. Este un film aproape îngropat, de care se aude foarte puțin, pentru că tocmai subiectul este delicat și e tratat nu cum i-ar place presei noastre globaliste și presei noastre secularizante să sune lucrurile, ele sună altfel. Fără să sună patetic, edulcorat sau de un, să zicem, într-un festivism de ăsta așa, al, nu știu, bombastic și retoric, adică fără conținut. Lucrurile au conținut. Filmul nu va rămâne în arhiva școlii brâncovănești, pentru că maestrul Nicolae Mărgineanu ne-a oferit o unică vizionare acum, dar cei care îl veți aprecia veți putea să achiziționați DVD-ul de la studioul Ager Film. Producătorul este Ager Film și veți găsi pe internet o adresă de contact, un mod de a obține prin poștă și filmul acesta și eventual și celelalte două filme, Poarta Albă pe care l-am văzut și cel pe care îl vom vedea mâine. Sunt filme care merită să existe în arhiva personală a celor care, care le apreciază. Și mă rog, în felul acesta susținem cei care pot și un clasic în viață care nu primește tot timpul bani de la stat pentru a face film. Statul de multe ori dă bani pentru a face filme împotriva identității naționale, din păcate. Vă mulțumesc, vizionare plăcută!